Imagini surprinse parcă din filmele de acțiune pe un bulevard din satul mare. Un șofer a fost filmat în timp ce gonea cu peste 100 de km pe oră. Cum s-a sfârșit cursa nebună, vă spun imediat în jurnal. Scandalul în care a fost implicat actorul Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scenă Micuțu, s-a lăsat cu amenzi de sute de lei și 10.000 de vizualizări pe rețelele sociale. La două zile după incident, actorul de stand-up comedy face lumină în cele întâmplate pe Calea Victoriei din capitală. Bătaia ar fi început după ce un individ a agresat-o pe prietena sa. Gata. Nu, gata. Ce puneți mâna pe mine voi? Ia dați vă un faci. Gata, mă, gata. Ia, ia. Geo, gata, mă. Pune mâna pe mine. Nu te poza mea. Tomor. Bună seara. Ce pai veni să mă ajut pe mine, bă? La 48 de ore de la întâmplarea surprinsă cu telefonul mobil de mai mulți martori, Micuțu a ieșit la rampă pentru a explica motivele altercației care l-au dus la secția de poliție. Am traversat spre club, foarte aproape de trecere, și omul din spate a început să mă înjure, spunându-mi ceva de genul: măcar treci grasule obosit pe la trecere. Schimbul de replici a degenerat. Din spusele actorului, individul ar fi scuipat-o și bruscat-o pe prietena lui. Lovit ar fi fost și unul dintre prietenii săi. Abia atunci ar fi trecut și el la fapte. În altercație, geamul unui magazin a fost spart. După ce și-a luat pumnii respectiv, prietenul pictor îți dai seama că nu a reacționat foarte bine. Avea o plasă în mână și a aruncat-o spre geam, care s-a spart. M-am întors să le spun oamenilor că vreau să le plătesc geam. Băiețașul a ieșit cu o scândură. Deci asta se întâmpla până să vină poliția. Apropo de ce am văzut la unii oameni că scriau, martori, care spuneau că eu am venit să le dau omorul și mai tare asta, după ce am spart capul ăla, după ce am omorât copilul, după ce am dat foc la așa, și a ieșit cu scândura și după aia s-au auzit sirenele, a intrat cu scândura la loc. Scandalul a fost oprit în cele din urmă de intervenția poliției. Agresori și agresați au ajuns la secție. Acum actorul își face mea culpa pe YouTube. Am răspuns într-adevăr cu aceeași monedă, ceea ce nu recomand. Nu sunt un om violent. Ființa iubită vouă este agresată. Voi stați acolo liniștiți, încercând să explicați omului cât de greșit este ce face? Postarea aduna deja 10.000 de vizualizări și mii de comentarii. Toate cele patru persoane implicate în scandal au fost amendate cu câte 200 de lei fiecare.